Bună ziua, sunt Mihai Gafencu, medic primar pediatru și astăzi abordăm subiectul legat de vaccinuri. Este un subiect propriu medicinii de familie și desigur în specialitatea pediatrică este cel care trebuie întotdeauna atins când este vorba de intrare în colectivitate. În lumea modernă, destinul și supraviețuirea pe plan mondial, supraviețuirea omenirii a fost schimbat de vaccinuri. În perioada recentă am avut câteva îngrijorări, deseori nedisoluționate corect de ministerele de resort în numeroase țări, nu numai la noi. Îngrijorările pot fi firești câtă vreme nu li se explică părinților de ce, de exemplu, și mă refer acum la vaccinarea HPV, foarte actual subiect în țara noastră, de ce trebuie să eviți un cancer de col uterin, care este pentru decade întregi criminalul numărul 1 al femeilor. Acum, acest vaccin a avut o campanie complet, să spun așa, incapabilă de a convinge populația în urmă cu peste 10 ani în România, iar acum sper că informațiile și campania va intra în rolul ei esențial, respectiv de a convinge părintele de utilitatea vaccinării HPV. Pe lângă acest vaccin avem și vaccinurile de boli ale copilăriei, să le includ pe toate, la grămadă, care înseamnă că poți să lași o colectivitate dezgolită în fața unor boli. Și aici putem să ne referim la vaccinul care se face imediat după naștere, cel împotriva hepatitei B, la vaccinul care este unul dintre puținele, excepția fiind de fapt, care se adresează tuberculozei. Noi în România suntem zonă endemică de tuberculoză. Deci argumentul că în unele țări nu e obligatoriu și la noi se face, nu se susține, iar lucrul acesta trebuie explicat populației. Ne vedem în fața unor familii sărăcite, ne vedem în fața unor copii care sunt înfometați încă într-o țară membră a Uniunii Europene și de aceea tuberculoza este în creștere. Mergând apoi spre vaccinurile bolilor copilăriei, spre cunoscutul RORE, dedicat rujeolei, oreonului și rubeolei, acestea ne feresc de boli care nu sunt mortale, dar pot să schimbe mult din calitatea copilului sănătos. Ele, fiind mortale, numai cum s-a și întâmplat în România, numai în cazul taraților sau a copiilor afectați de alte și alte boli în acel moment, cel mai des spitalizați. Nu în ultimul rând, sunt bolile care, repet expresia, au schimbat destinul omenirii și acum mă apropii de clasica vaccinare din perioada de dinainte de 90, difterotetanopertussis. Pentru că aceste boli chiar omoară. Aceste boli au creat majore probleme alături de încă o vaccinare, cea care acum este la pachet în vaccinurile moderne, penta, hexa, hepta, valente, adică cu 5, 6 și 7 germeni vizați și mă refer acum la poliomielita. Slavă Domnului, putem spune, nu mai suntem confruntați cu aceste boli, dar major lucrurile nu pot sta altfel decât prin insistența tuturor și mai ales prin informarea părinților, lăsați peste 20 de ani la noi în țară de izbeliște ca și date concrete și de fapt lăsați pradă unor noi surse de informații căutate pe net, când de fapt lumea medicală, societățile și asociațiile științifice medicale și nu în ultimul rând, ci în primul rând Ministerul de Resort trebuie să informeze corect legat de aceste vaccinuri care, pentru a treia oară, vă repet, au schimbat destinul omenirii și au îmbunătățit speranța de viață în mai toate țările lumii. Data viitoare poate detaliem unul dintre aceste subiecte cu particularitățile lui. În concluzie, vaccinați-vă copiii și aveți încredere în lumea medicală modernă. Ne revedem data viitoare cu un subiect poate la fel de important.